Controlul a cuprins 275 de operatori economici din toate județele. Au fost aplicate 168 de sancțiuni contravenționale, din care 103 avertismente și 65 de amenzi în valoare de 324.000 de lei. Abateriile constatate în timpul acțiunilor de control în 11 județe, între care și Maramureș, s-au referit la calitatea serviciilor prestate în spațiile de joacă, lipsa afișării denumirii unității, a codului unic de înregistrare la registrul comerțului, din care să rezulte obiectele de activitate ale societății pentru care este autorizată să funcționeze precum și a programului de funcționare, s-a verificat și respectarea prevederilor legale referitoare la spațiile de joacă. Deficiențe în această privință au fost înregistrate la verificarea 47 de parcuri de joacă din Maramureș, dar și din alte județe. Controlul a depistat în mai multe județe echipamente de agrement rupte, cu elemente sparte, ciobite, frânghii rupte, podețe cu dale din lemn putrezite sau lipsă, cu eruginite, elemente ce puteau pune în pericol integritatea copiilor.